Așa este. Bună ziua, dragii mei prieteni. Bună seara, mai bine zis, că deja este ora 6. Sunteți bine așa. Deja suntem 100. Vă salut cu mult drag. Salut. Aliona Guzum, ești primul mesaj care l-am văzut. Așa, numai vreau să vă rog un mesaj. Dacă se aude bine, ca eu să pot merge mai departe, ca să nu stau mult timp aici. Așa. Suntem 200 deja. Peste 200. Bună seara, bună seara. Bună seara la toată lumea, 200 și... Bună seara, live-ul puțin câteva secunde rămâne în urmă și eu nu mă vreau să aud dacă se aude bine și o continuu, merg, nu mai stau aici. Salut, salut, se aude. Alexandra Rusu, te-am patos. Așa, bună seara, dragii mei prieteni, cum știți, eu vinerea într-un live cu voi, să vă dau un sfat, îmi dați întrebări, eu dacă pot să vă răspund, eu dacă știu, le răspund, fac o mască pentru tenul meu, fac o mască pentru podoaba mea capelară, vă dau câte un sfat bun, natural, din medicamente naturale, eu am întotdeauna câte mai multe medicamente naturale, chiar am și frunze de dafin înflorită, rozmarin, păpădie, gâlbinele, recin, eu am toate plantele. Eu trăiesc într-o țară unde este cald și permanent le am pe toate. Așa, nu mai suntem 300 și ceva, nu mai stau 20 de secunde ca să fie ora 6, că eu am promis că este ora 6, aude bine, vă mulțumesc. Așa, se aude bine, bună ziua, dragile mele fete. Bună, se aude perfect. Mă bucur că se aude perfect. Astăzi fac cu voi o mască foarte bună, care este o mască pentru podoab, dar și pentru ten, dar și pentru gât, dar și pentru decolteu, dar și pentru piept, dar și pentru corpul nostru. O mască, o, care întinerește pielea și cu siguranță va fi mult, mult de folos pentru voi. Eu am aici astăzi aloe vera, o cresc în casă. Dar am și o scot și de afară, că la noi este cald și crește afară. Ia uitați-vă ce aloe bună am eu. Astăzi voi face o mască pentru păr și pentru tenul meu frumos. Această mască poți o faci chiar de 3 ori pe săptămână, că te ajută la acne, la coșuri negri, la bolile de piele, dar te ajută și la păr. Ia uitați-vă cum se întinde ea, vedeți? Așa. Este aloe vera foarte bună, aloe vera ajută la întinerirea feței noastre, aloe vera ajută la acne, la dureri de picioare, aloe vera ajută la unghii bolnavi, la dureri de gât, la dureri de gingii, la colon, aloe vera ajută la mai multe, dar aloe vera ajută și la păr cine are căderi de păr mari. Cine are coșuri, ea tămăduiește pielea noastră bolnavă, ea tămăduiește psoriazma, eczema sau alte tipuri de piele sau alte tipuri de boli de piele ca saboreica. Eu o las într-o parte, nu o arunc, am aici o linguriță de aloe și vă dau întrebări și răspunsuri. Bună seara, Zidana! Bună seara, bună seara! Deci a trecut încă 30 secunde și ne-am pornit. Așa, bună seara, dragii mei prieteni! În primul rând, nu uit să vă felicit pentru persoanele care fac duminică, care sărbătoresc duminică Paștele Catolici, vă doresc sănătate, vă doresc un Paște fericit, vă doresc să aveți o familie fericită, mult noroc și mult zâmbit. Zâmbitul tămăduiește bolile noastre care noi le avem. Fericirea ne însănătoșește. Deci este foarte bine când noi zâmbim, când noi suntem bine, când noi suntem sănătoși, când familia noastră este bine și sănătoasă și atunci noi nu bolim. Deci eu vă doresc un Paște fericit persoanele care sărbătoiesc duminică Paștele Catolic și vă doresc mult, mult noroc și sănătate. Și începem live-ul, mergem înainte. Fetele mele dragi, deci astăzi voi face o mască pentru ten.
Vă face o mască să ai o față lucioasă, ca să ai o față fără riduri, să ai o față fără coșuri și îi spui stop acnei. Această mască este foarte bună, o faci tu singuric în casă, dar îți trebuie câteva lucruri care tu le poți face singuric în casa ta ca să nu cheltui mulți bani. Am aici ulei de morcov, eu l-am făcut singuric, l-am pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Uzacuna, dar uleiul de morcov este foarte bun și pentru unghiile bolnave și pentru unghiile fragile, cine are unghiile fragile și ele se rup. Să știți că 2-3 picături e suficient numai să faci un masaj așa la unghi, fiindcă el are foarte multe vitamine și are vitamina B12 și este foarte bun. Chiar și când te doare capul, când te doare capul, pe nouă ne doare după cap, tâmplele, fruntea, ne doare tot. Poți faci cu ulei de morcov un masaj bine pe tâmplele tale sau pe cap, să știi că ajută foarte bine. Cum fac și ulei de morcov, îl găsești la mine pe canalul meu de YouTube și este foarte ușor. Dar ulei de morcov nu poți să-l faci crud pe mult timp. Ulei de morcov îl faci ca să păstrezi mai mult timp la baie Maria. Numai decât, fiindcă dacă îl faci crud, el crește ca o drojdie și nu se păstrează. Îl faci, dar îl faci pe maxim 7-8 zile, pe o săptămână, nu pe mai mult. Dar dacă se păstrează mai mult, îl faci la baie Maria. Așa, deci eu am aici nevoie de o linguriță de ulei de morcov, o linguriță de floare de aloi. Eu am scurs o frunză de aloi, am aici aloi crescut în casă. Întotdeauna, mă scuzați, persoanele care au alergii și sistemul să nu aibă alergii, încercați testul aloi vera numai decât dacă să nu ai, deci, alergii. Eu nu am, eu știu precis 100% că nu am, că eu cresc în casă singuric. Deci o linguriță de suc sau băboasă, mai zice de frunză de aloe vera, o linguriță de ulei de morcov, numai decât uleiul ajută la creșterea părului, dar uleiul ajută și la întinerirea părului. Dar uleiul poți să-l dai și pe gât și pe decolteu, cine are probleme, persoanele care are probleme cu decolteu, ajută foarte bine, el întinerește pielea. Așa, am aici o linguriță de ulei de rozmarin. Știți care este rozmarinul? Am aici o bucată de plante. Eu îl fac singuric, dar acest ulei se păstrează și crud. Nu numai decât trebuie să-l faci la baie Marie. Acest ulei este pe prima scară care ajută la căderea părului, știți. Dar ajută și articulații. Dacă tu faci masaj pe picioare, pe mânuți, pe coate, câteodată umerii te doși. Vorbim în felul următor, Doamne, mă doare o mână, mă doare un picior, că nu știu ce să mai fac. Să știți că uleiul de rozmarin ajută foarte bine la articulații. Dar la podoaba noastră capilar, ca să crească părul repede, să crească gros, lucios, să avem un păr frumos, lucios, ca tu să poți face o coafură, să știi că uleiul de rozmarin este vouă. Cum eu îl fac, la fel este pe canalul meu de YouTube, l-am făcut și la baie Maria, l-am făcut și în țuică, la fel este foarte bun pentru ciuperca și pentru fungul de picioare și pentru fungul pentru limbă, dar l-am făcut și crud. Se păstrează cum vreți voi. Deci, dacă uleiul de morcov nu se păstrează crud, dar uleiul de rozmarin se păstrează nemaipomenit de bine. Am aici o linguriță, plinutați-vă că el, să dau mai aproape, el este mai închis de la planta de rozmarin. Este foarte bun. Așa, ce mai am eu aici? O bunătate, într-adevăr o bunătate care eu folosesc în casa mea cu litrele, ulei de frunze de dafin. Uleiul de frunze de dafin ajută la circulația sanguină. Uleiul de frunze de dafin ajută la toate bolile de piele, la cele mai grave boli de piele care le are om. Nu are cum să aibă, să-ți facă alergii, frunza de dafin este perfect bun, perfect. Dar uleiul de frunză de dafin îți ajută și la căderea părului și la măștile de față. Pentru a avea o față frumoasă, un ten lucios, un ten sclipitor, un ten foarte deci atrăgător. Că femeile noi, femeile adică iubim să fim frumoase, mai șarmoase, mai punem câte un baton. Da, să știți, batonul e, la noi se numește o pomadă, un ruj. Așa. Dar să știți că uleiul de frunză de dafin este perfect
pentru corpul nostru. De exemplu, dacă tu ai pielea uscată la picioare, pe mâini, pe coate, uleiul de frunză de dafne, știți că este pe primul loc care te ajută și el miroase perfect de bine. Eu l-am făcut cu ulei de măsline. Ulei de frunză de dafne ajută și la masaj după cap. Dacă tu ai dureri după cap, uleiul de frunză de dafne ajută și la durerile de genunchi. Dar poți face ceai din frunză de dafne că te ajută la ficat, la rinichi, la fiere, la pancreas, îți dă sângele gras, să-l dă în jos, să-l scade. Deci este perfect. Chiar vă sfătuiesc uleiul de frunză de dafin și ceaiul ca să-l aveți întotdeauna în casa voastră. Nu-i nimic dacă tu bei de 2-3 ori pe săptămână o ceașcă de frunză de dafin. Vei vedea o schimbare totală în corpul tău. Și părul va se întări, și fața mai luminoasă, și mânuțele mai lucioase, nu vei avea mânuți crăpate, să știți. Uleiul de frunză de dafin ajută foarte bine. Așa, cineva m-a scris, Dana, tu folosești cremuri. Am făcut și ulei de frunză de dafin, bravo! Uite, eu folosesc cremuri, știți care? Cremurile pentru copii. Dar cel mai mult eu folosesc uleiuri. Ulei de păpădie, ulei de rozmarin, ulei de usturoi, nu miroase, că poate cineva să creadă că Dana, ulei de usturoi miroase. Nu, nu miroase, ulei de usturoi este foarte bun pentru păr. Foarte bun pentru durerile de urechi, nemaipomenit pentru durerile de gingii, foarte bun pentru durerile de dinți. Mai folosesc și ulei de aloe vera la fel, folosesc foarte mult, chiar am făcut și ulei de cactus, știți? Că cactusul omoară cancerul. Da, să știți că planta aceasta ghimpoasă, urâtă, multă lume nu o cumpără fiindcă ea este ghimpoasă, dar această plantă, dacă faci suc sau salate cu ea, tămăduiești cancerul. Cineva mi-a spus pentru varici. Pentru varici eu am mai multe creme pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Zacuna și nu te ajută numai la varici, dar te ajută la toate vinile și vinile de rozacei, persoanele care au rozacei, acele vini care le are pe obrăjori, pe față, niște vini mărunte și ele câteodată se sparg și se întind ca un paiangen, așa se numește, boala de paiangen. Să știți că cremurile care eu le am, că e puțin mai mult de explicat, dar ajut și uleiul din frunză de dafin și uleiul de usturoi și uleiul de lămâie. Dar uleiul de lămâie și portocală, alegeți lămâie bio, că poate să aibă cineva alergie de la portocal, că el este foarte puternic în vitamina C. Așa, deci eu am pus o linguriță de ulei de rozmarin, pentru cine a intrat acum, o linguriță de ulei de morcov, am pus o frunză, sucul, o frunză de la aloe. Așa, ce mai pun eu aici? Ulei de dafin am pus tot la fel cu o linguriță. Dacă ați doriți, eu vă las în descriere tot. Ce mai pun eu aici? O chestie foarte interesant, fiindcă această mască eu fac pentru față, pentru ten, dar pentru păr. Butoxul meu acid hialuronic, care îl fac eu în casă. Un ou, numai decât, fiindcă ou întinerește pielea noastră de pe față sau tenul nostru de pe față. Să știți că chiar și gălbinușul, chiar și albușul, el este foarte bun pentru piele. Dar să știți că gălbinușul, dacă pui un gălbinuș, dacă pui o lingură de sare, o lingură de bicarbonat de sodiu și o pui pe genunchi, vei vedea că are foarte mult calciu și colagen, îți trece durerea din genunchi sau de umăr sau de colț sau unde ai tu durere. Așa, fetele care face ulei de semințe de struguri, da, eu fac ulei de semințe de struguri, dar când am semințe, eu promit că fac, fiindcă eu ce promit, eu absolut totul fac. La moment eu nu am semințe de struguri, dar cum le capăt, cum le fac? Așa, le-am amestecat eu bine, puțin iară să fac și de cap. La altul, dar mergem înainte. Și am aici o linguriță de bicarbonat de sodiu. El este foarte bun pentru tenul nostru, nemaipomenit. Să știi că bicarbonatul de sodiu îți întinerește tenul tău, dar și gât, pielea de pe gât, de pe decolteu, de pe piept, de pe burtă, de pe mânuți, dar ajută și la mătreața din cap. Ajută și la bolile care tu le ai în capul tău, ca psoriazma, ca eczema, ca mătreața, multă mătreață sau care
chiar scade pielea uscată. Știți că bicarbonatul de sodiu ajută. Eu am nevoie de o linguriță. Această mască eu astăzi o fac și pentru ten, dar și pentru păr. La fel amestec foarte bine. Deci am pus un ou, o linguriță de ulei de rozmarin, așa, o linguriță de ulei de morcov, o linguriță de ulei de frunze de dafin, așa, o linguriță de bicarbonat de sodiu și amestec toate masca mea. Și masca mea este gata, așa. Cu această mască noi stăm măcar 20 de minute. Dacă tu vrei să dormi cu această mască, o pui pe cap și tu într-adevăr îți cade foarte tare părul de pe cap, îi scoți ouă și îi pui numai uleiurile, îi lași numai uleiurile. Voi pe mine deja mă cunoașteți că eu am părul lung, eu niciodată părul meu nu o tai, eu am să mă dau pe față, dar cu această mască mă dau și pe păr. Suntem așa de mult 600. Așa. Și eu am aici o pensul pentru tenul meu de față, că mă dau puțin aproape, să mă dau cu mânuțele mele pe păr. Dar știți de ce? Din partea la unghii, că această mască ajută și la unghii. Este foarte ușor de dat. Vă știți că eu în fiecare vineri, dacă nu scăp, ori dacă nu sunt foarte ocupată, mai vin la voi cu un sfat bun, cu întrebări, cu... Da, pentru pieti, Zidana, bună ziua, pentru pieti pe gât, da, eu am pentru pieti de gât, chiar ieri am postat o rețetă la mine pe canalul meu de YouTube, se numește pieti pigmentate, dar chiar și sub braț, dacă ai acea pată cafenie urâtă, eu am postat o cremă foarte bună pentru pieti, foarte bună. Și eu dau pe părul meu, stau 30 minute, apoi îmi spăl părul. Persoanele care vor stăi cu masca toată noaptea, nu îi adăugați ouă, adăugați numai uleiurile, numai decât. Fiindcă cu uleiul, dacă tu combini ulei de morcov, ulei de rozmarin, ulei de frunze, dar nu poți dormi cu toată încrederea, toată noaptea, ca tu să ai un păr gros. Așa. Eu vă arăt părul meu. Părul meu, într-adevăr, este gros. Părul meu, într-adevăr, este bogat. Dar eu fac și șampon în altă. Și el întotdeauna crește. Mai cade, dar el mai crește. Ia, vedeți, eu aici am... Da, mai crește. Așa. Voi și ne mă cunoașteți, doamnele care mă cunosc și mă urmăresc, eu am foarte multe șamponuri naturale pentru păr. Eu am foarte multe săpuni pentru păr. Eu chiar am și săpun pentru pieti, pe gât, pieti pe corp, pe gât, pe decolteu. Eu am foarte multe rețete, foarte. Dacă intri pe canalul meu de YouTube, acolo cu siguranță găsești foarte multe sfaturi ca dacă tu ai o problemă, o găsești acolo răspunsul tău, să știi. Așa, și eu mă dau mai departe pe părul meu, așa. Dacă îți rămâne această mască sau această ulei, o dai pe degete la picioare, chiar dacă tu nu ai nicio problemă. Dai fiindcă îți lasă picioarele curate, catifelate, frumoase. Deci această mască ajută foarte mult la piele. Și eu încep să mă dau pe față. Nu vreau să vă iau mult timp, că știu că duminică este Paștele la Catolici și mulți din voi sunteți peste hotare. Am intrat să vă arăt o mască repede, am intrat să vă arăt acest truc frumos, bun, dar am intrat să vă spun și un Paște fericit pentru persoanele care pleacă, care au duminică Paștele, o care sărbătoresc duminică Paștele. Așa, eu dau pe frunte, numai decât, așa. Știți că noi aici persoanele puțin este, nu avem păr, asta la toate persoane, așa este făcut corpul omului. Noi întotdeauna dăm așa foarte mult cu această mască. Dar pe frunte este foarte important că îți lasă fruntea lucioasă, să știți. Așa. Și sub tu. Și sub tu ochi. Și pe pleoapă, și pe obraj. Absolut peste tot. Așa, dăm cu masca, ungem pe fața noastră, pe tenul nostru. Chiar putem să dăm și pe urechiușele noastre. Chiar putem să dăm și pe gât. Chiar putem să dăm și la bărbații noștri. Fără nicio frică. Știți că această mască întinerește fața noastră. Această mască o faci 2-3 ori pe săptămână. Este perfect, nu este greu de făcut,
Nu este ulei de morcov, ulei de dafin. Dacă în caz că nu ai un ulei, atunci nu îl pune, pui alt ulei, dar te ajută foarte bine. Așa, fiilor, eu nu am vrut să iau mult timp și bicarbonatul de sodiu la fel. Nu am vrut să vă iau mult timp, am venit repede să vă fac aici o mască. Așa, și vă doresc un Paște frumos pentru cine Paștele sărbătorește duminică. Vă doresc sănătate, fericire, aveți grijă, zâmbiți cât mai mult, cântați cât mai mult, fiți sănătoase, fiți. Cineva m-a scris pentru ninja, la fel am pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana, dacă intri acolo scrii mască pentru ninja Zidana, automat îți iese. Sau dacă dorești un ulei, la fel scrii ulei Zidana o zapnă și îți ies toate ulei, chiar și de mușețel, chiar și de in, chiar și de patlagină, de ricin, multe măști, foarte multe măști naturale, foarte multe măști bune, care cu siguranță te ajută ca să fii frumoasă, să fii tânără, să fii sănătoasă. Dar nu numai măști. Acolo sunt și diferite ceaiuri, acolo sunt diferite medicamente pentru picioare bolnave, pentru oasă, pentru reumatism, pentru tot. Așa, eu vă doresc sănătate. Dacă aveți vreun ulei de ce care nu-l găsiți, cu siguranță toate uleiile le găsiți în magazine bio sau în farmacie. Da, sunt puțin mai scumpe, dar dacă tu le faci singuric cum le fac eu, cu siguranță îți iese mai ieftin. Zidana, cu ce vopsești părul? Cineva a scris, eu vopsesc părul cu semințe din susam negru. Eu nu pun niciodată vopsea cu chimicate în cap la mine, că mi-e grijă să nu am alergie. Așa, încă ceva acolo pentru vitelegul, așa, boli pentru vitelegul. Vitelegul este o boală de piele, să știți. Este foarte multe pete albe, dar el nu se tămăduiește, ori nu se lecuiește, dar sunt foarte multe plante, ca patlagina, păpădia, mușețelul, coada șoarcelui, coada calului, faci diferite cremuri. La mine pe YouTube, la fel, sunt foarte multe. Fetelor, eu vă las. Suntem deja multe. Eu stau aproximativ 30 de minute cu această minunată mască. Eu fac foarte multe măști naturale. Fiindcă deja tenul meu este învățat, părul meu este învățat cu diferite măști și eu de asta și am un păr frumos și tenul luminos și frumos. Așa, v-am pupat o seară liniștită. Ne întâlnim ori marți, ori miercuri, ori vineri. Vă doresc sănătate și numai bine. Cu voi a fost prietena voastră, Zidana. Cu siguranță ați mai întrebat unde este ulei de aloi. Am văzut ceva acolo de aloi. Ulei de aloi îl găsești în bucătărie la Zidana Uzacu, pe canalul meu de YouTube. Foarte repede se face. Zidana, mai slăbești? Nu, deja nu mai slăbesc. Eu m-am oprit de slăbit, am ținut dieta. Am slăbit bine, frumos, că eu aștept Paștele, eu țin postul absolut tot, încă nu am mâncat nimic, n-am mâncat nici pâine de când s-a început postul, nu mai vorbim de carne și aștept Sfântul Paște ca să-l fac cu familia mea. Deci plec în țară, voi face, deja am și biletul, voi face live-uri din casa mea, acolo ați văd, vă fac cunoștință și cu mama și cu soțul, acolo vă fac cunoștință cu mama mea, acolo vă fac cunoștință cu grădina mamei mele. Deci ați vedeți un live foarte frumos și plăcut din casa mea. Acolo am absolut tot, acolo sunt pe plășinta mea, cum se zice, și voi face live-uri din casa mea. Vă doresc sănătate, v-am pupat, eu vă iubesc, vă transmit multă iubire, vă transmit mult sănătate și iubiți-vă. Cu voi a fost prietena voastră, Zidana, abonează-te la canalul meu de YouTube sau aici pe pagină ca să vezi cele mai bune măști pentru tenul tău frumos, ca să ai un ten frumos, ca să ai un păr, ca să ai chiar un corp și chiar ca să slăbești. Eu am ajutat foarte multe fete ca să slăbească chiar 5-6 kg pe săptămână. V-am pupat și vă iubesc! V-am pupat!